Apa potabilă va fi întreruptă între orele 9-13 pentru executarea unor lucrări de remediere a unei avarii la una dintre conductele de alimentare din Constanța. Consumatorii care nu vor avea apă la robinete sunt cei de pe strada Badea Cârțan și cei alimentați prin punctele termice numerele 48 și 50. Pentru a evita disconfortul creat de lipsa apei potabile, abonații afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic.